Oameni buni, nu. Nu ninge în nether. Tocmai s-a adăugat un nou biome în nether. Nu mă așteptam la chestia asta absolut deloc. Deci oamenii ăștia continuă să mă surprindă în fiecare zi. Deci după cum ziceam, oameni buni, acest biome nou se cheamă Basalt Deltas sau ceva de genul acesta. Ei bine, ce vrea să semnifice acest biome? ce vrea să semnifice aceste particule interesante. Ei bine, hai să începem cu ce este acest biom. Este practic rămășițile unui vulcan care o erupt sau ceva de genul ăsta încearcă ei să zic aici pe site-ul lor de la Mojang. Și particulele astea pe care le vedeți, practic, sunt, este cenușa care cade pe jos și constant cade. Este absolut superb. Absolut superb. Și după cum vedeți și fogul, ceața, este mult mai diferită acum. Este așa albă. Este absolut perfectă. Și să nu mai zicem, oameni buni, avem de-a basalt încât să ne necăm în el. Și să nu mai zicem de noul bloc din Minecraft. Și este un bloc extraordinar pentru construit, oameni buni. Deci fiți pe fază. Uitați ce frumos. Ăsta este noul bloc. Se cheamă Blackstone. Mama, câte construcții mișto o să fac cu acest bloc. Nici nu aveți voi idee. Mamă, mamă, trebuie aștept. Ok, bun, vorbim despre el mai încolo, dar trebuie să vă mai zic ceva despre acest baiam. Acest baiam, dacă ați observa voi bine, are foarte multe magma cuburi prin zonă. Pentru că aici se vor spauna magma cuburile. Pur și simplu, asta va fi casa lor. Asta nu înseamnă că nu se vor mai spauna și în alte părți. Nu știu exact. Ar trebui să se mai spauneze și în alte părți, dar aici uh, le vom găsi cel mai frecvent. Și bineînțeles vom găsi anumite petice de lavă, uh, pentru că practic este un vulcan, rămășițele unui vulcan, I guess. Vom găsi foarte mult blackstone, dacă stăm să ne uităm așa, putem... opa, uh, știu că dacă sapi destul de mult, Vei da și de Blackstone în cantități foarte, foarte mari. Deci, fără, fără problemă, o să aveți Blackstone la greu. Acum, hai să vorbim puțin și de Blackstone-ul ăsta, dacă tot am ajuns aici. Am decis să vin în Overworld ca să pot să vă prezint foarte, foarte bine aceste blocuri noi. Pentru că sunt foarte, foarte multe și cei de la Mojang, după cum am zis, îi iubesc pentru că au adăugat blocul ăsta. Arată extraordinar și de bea aștept să-l folosesc la construcții. Mie îmi plac blocurile de genul acesta, grei. Uh, are puțin nuanță de mov, este absolut genial. Bun, deci așa o să-l găsim în, uh, în biome-ul respectiv, noul biome, așa o să-l găsim în modul acesta, da? Bun, după putem să facem slab putem să facem scări și putem să facem și uh, wall, da? Putem să facem și de asta. Și, surpriză, surpriză, cum avem blocul de gold ăsta nou, din Nether, pe care putem să-l găsim peste tot aproape. Eh, nici chiar, nu-l găsim așa de des, dar îl găsim destul de... Nu știu cât de des să-l găsim, nu știu de ce mă bag în discuțiile astea. Ei bine, acum putem să găsim în biome-ul ăsta nou, care s-a adăugat, uh, putem să găsim și Gilded Blackstone. Ei și bineînțeles, dacă îl prăjești, o să primești uh, Iron gold. Bineînțeles că o să primești gold și textura este absolut genială. Combinația dintre gold-ul ăsta, uh, zi puțin, galbenul ăsta cu negru ăsta, uh, arată prea bine. Cred că poate fi adăugat, ah, mă, rog, arată bine. Sunt foarte excited oameni buni pentru că s-au adăugat foarte multe blocuri, da? Vă rog frumos. <laughs> Astea sunt polished. Sincer, nu m-am chinuit prea tare să văd cum se craftează și toate alea, dar probabil am să ghicez cu stone cutter, Cred că asta e cea mai, cea mai, cea mai, cea mai, ia să vedem. 100% e asta, trebuie să fie asta. Uh -huh. Uitați, aveți toate nebuniile aici. Puteți să le craftați lejer. Bun. Sincer, nu-mi place așa de tare chestia asta, dar poate fi folosită ca o variație destul de bună. Și am observat că aici sunt butoane și sunt și pressure plate-uri de polished. Dar în partea asta nu avem nici butoane nici pressure plate-uri, deci nu putem să facem așa ceva. Ok, și dacă trecem mai departe, am ajuns la stone brick-uri și toate chestiile astea, numai că astea nu mai sunt stone brick sunt black stone brick. De fapt se cheamă polished Blackstone stone bricks. Ok, și avem și chiseled polished Blackstone. stone. Și dacă vă uitați voi foarte bine la acest semn, o să îl întâlniți în următoarea secvență. O să vorbim despre asta imediat și din nou avem încă un tip de uh, perete, avem scări și avem și cracked uh, Blackstone și avem și sleburi de, de genul acesta. Deci avem în total 3 sleburi noi, 3 scări noi, um, 3, 4, 5 blocuri noi, avem 6 blocuri noi, oh my god, oh my god, <laughs> sunt atâtea chestii noi, <laughs> incredibil, nu mă așteptam. Desigur, poate doriți să vedeți puțin mai bine acest baiem. Eu o să încerc să zbor prin el și tot ce pot să vă zic este că habar nu am dacă o să-l găsiți foarte, foarte rapid sau foarte greu. De exemplu, baiemul ăla cu Soul Sand, adică asta de aici, știți că se găsește puțin mai greluț, dar de asta încă nu avem nicio informație să ne zică, bă frate, se găsește rar, se găsește destul de repede. Acum nu știu, abar n-am. Dar clar, dacă o să vrei basalt, aici o să vii. A fost adăugat și un banner nou, un pattern nou mai bine spus. Și cu acest, așa arată acest pattern mai pe scurt. Bineînțeles, puteți să-l colorați cum vreți voi, dar v-am arătat la Chiseled Blackstone, Chiseled Blackstone că are chestiuța asta. Zici că e priză. Deci pur și simplu zici că e priză. Sincer, nu este ceva foarte impresionant. Sunt puțin cam dezamăgit pe partea asta. Mă așteptam să fie banner puțin mai șmecher, dar... Na, aie, Nu contează. Poate o să-l mai schimbe pe viitor. Mai, mai este timp. Dar în orice caz, știți că chestia asta este și la pillageri. Este un banner specific pillagerilor și pur și simplu găsim bannerul ăla în pillager outpost. Ei bine, este foarte posibil să găsim Piglin Outpost în viitorul apropiat. Eu sunt aproape. Hai, 70% că o să se adauge un, un outpost pentru Piglin. 100% trebuie să se adauge așa ceva și cred că o să găsim și blocul acesta și o să găsim și banere de genul acesta. Poate mai modificate, habar n -am. Dar e o idee. Ok, nici la asta nu mă așteptam. Incredibil. S-au adăugat și campfire-ul albastru. Și tocmai au părit melodia de asta, am început să tac <gântu> -o> pentru o secundă. Pentru că, oameni buni, s-au adăugat trei soundtrack-uri pentru Nether. Care sunt foarte ambientale sau cum vreți voi să ziceți, dar sună extraordinar și o să, o să le găsiți o să le găsiți în joc, pur și simplu, când o să vă jucați prin nether. O să auziți așa sunetul ăsta genial. Și o să fie foarte și mai chiar... N-am să, să vi le las acum pe toate. Pe toate trei. Pentru că, pur și simplu, nu are rost. Și când o să vă jucați voi, o să le auziți și o să vă bucurați voi atunci de ele. Dar, totuși, revenim la campfire-ul ăsta minunat. Se poate folosi ca un campfire normal. Poți să pui carne pe el. Se prăjește. Nu știu dacă se prăjește la fel de repede sau mai încet sau habar n-am. Poți să pui și un hay și o să meargă ăsta fumul. O să se ridice mai tare. Deci funcționează fix la fel și se craftează puțin mai diferit, într-adevăr. Se craftează cu lemn, orice tip de lemn, orică e din nether, orică e din overworld, nu contează dar important e să pui un sol soil aici și vei lua un campfire de un campfire albastru. E, e, incredibil. nu mă așteptam la asta. Și melodiile astea sunt așa șmechere. What? The fuck? Voi... Voi... Voi vedeți ce văd eu. Oh my god. Deci citeam acum ce s-au mai adăugat și când am citit că s-au adăugat cizel taia, ta cizel, nu știu cum, bla bla bla, toate blocurile alea pe care vi le-am prezentat deja, am citit acolo ceva quartz brick. Și am zis că stai ce? What? Who? 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 Ha. Cum? Ei bine. Uitați, doamnelor și domnilor, noul bloc din Minecraft, quartz brick. Părerea mea este că arată destul de bine. Chiar arată destul de bine. Cred că poate fi folosit foarte bine într-o baie, dacă stau să mă gândesc. Gen, în stilul modern, merge super, super bine. Hei, hey, credeți că am terminat? Nu, nu, nu. Ia uitați voi ce avem noi aici. Avem Cracked Nether Bricks. Nu exista așa ceva înainte. Se vede, dar foarte greluț. Am încercat să pun aici cât mai multă lumină să vedeți și voi. Ei, cracked. Îi puțin spart. Și avem și Chiseled... Nether Bricks. Și ăsta chiar e super șmecher. Uite-o puțin, are capul ăla de mort. Oh my god! Ăsta chiar e super șmecher. Ăsta îmi place cel mai tare. Îmi place și ăla, nu pot să zic că nu. Arată super bine și ăla. Ăsta cracked, sincer, ca în greu. Ca în greu, dar... Dacă folosești un texture pack cu care luminează puțin Nether bricurile arată bine și ăla. Ok, m-am jucat puțin mai mult cu blocurile astea noi de gold și am observat ceva în primul rând. Textura de pe laterală arată super bine, se potrivește cu blackstone-ul. Dar sus nu se potrivește așa de bine, vedeți? Textura asta cu textura asta nu se potrivește așa de bine, așa că, nu știu, este posibil să mai fie niște schimbări. Am văzut că nu se smeltuiește nici în furnace normal, nici în blast furnace. Mă gândeam că în blast furnace, pentru că o fi o piatră mai dură și probabil de asta. Ce am aflat că se poate sparge... Wow! De ce mi-a dat... Wow! Foarte interesant! Ori îl primești ca și bloc, ori îl primești ca pepite de aur. Ok, există, nu știu, o șansă de nu știu cât la sută să primești ori bloc întreg, dar poți să faci la fel ca și cu gravel știi? Gen, spargi așa în continuu până primești flintul. E, hey, de data asta faci la fel, dar până primești uh, gold ingot -ul. Ok, ok, interesant. Îmi place, îmi place chestia asta. Blackstone-ul este echivalentul Cobblestone-ului. Deci, practic putem să facem cu Blackstone uh, un de stone. Sunt foarte surprins de această decizie. Sincer, cred că ar fi bine să fie o textură diferită la arme, gen să fie așa o textură neagră sau Bine că o să se confunde destul de tare cu netherite-ul, dar totuși parcă ar merge altă textură, este destul de ciudat că poți să craftezi cu Blackstone un uh, de stone și poți să faci și furnace. That's crazy! That's fucking crazy! Nu știu, părerea mea ar fi că cel mai frumos ar fi să schimbe și texturile astea, să fie puțin mai diferit dacă tot se poate chestia asta. Sau mai bine să nu se. Să nu se poată, să se crafteze. Și... Aie! <laughs> nu știu. Vin și eu cu niște idei, pur și simplu, așa... Puteți să lăsați și voi idei în comentarii, adică... Tot timpul. Este liber acolo, pentru opinii. În acest snapshot s-au mai adăugat încă două chestiuțe noi. Două opțiuni pe care puteți să le... Uh, activați de aici. Accessibility Settings. Bun. Și avem așa, Chat Delay și line spacing. Adică dacă punem chat delay să fie de, nu știu, hai să zicem 3 secunde, Ei bine când mă apuc eu să scriu aici prin chat, prin chat salut, 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 mi-apare acolo plus 1 pending, adică așteaptă să... Așteaptă 3 secunde până să se trimită următorul mesaj. Dacă ești pe un server unde vorbesc foarte mult oamenii, tu, dacă pui chat delay-ul ăsta, o să se trimită mult, mult mai greu mesajele. Asta însemnând că o să citești chat mult mai ușor. Și chiar este destul de interesantă chestia asta. Da, mă rog. Și următoarea este tot aici, la option, tot aici, și pui line spacing. Și dacă vă uitați aici la, la scrisul meu, vedeți că care e diferența? Pur și simplu desparte scrisul să fie mai depărtată unul de altul, nu știu, poate tot așa, e mai ușor de citit, gen să nu îți fugă ochii la celălalt rând din greșeală și toate alea. Este destul de utilă, eu aș păstra undeva la, nu știu, 30, să zicem, cred că arăta ar destul de ok. Cu mică distanță de asta chiar nu mă deranjează, chiar este ok. Zburam pe aici prin zonă și am văzut că goldul se găsește acum la fel cum se găsește Uh, Nether quartz adică what the fuck? Așa? Înainte nu se găsea așa, se găsea mult mai rar și prin pereți pe așa. Nu prea am văzut uh, generări de genul acesta. Ok, ok, interesant. Foarte interesant. Ok, din câte am văzut, dispenserul are câteva schimbări și niște schimbări destul de interesante. Ei bine, dacă punem un saddle sau un iron horse armor sau orice fel de armură pentru cal și calul e lângă, dacă apăsăm pe buton, echipăm calul cu saddle-ul, ceea ce înainte nu puteam să facem. Și, uite, după cum vedeți, putem să echipăm calul și cu armura. Și la un donkey, de exemplu, putem să facem aceeași chestie. Și dacă apăsăm încă o dată, putem să-i punem chestul. Foarte interesant. Foarte interesantă chestia asta. Și acum, dacă mă lăsați pe mine, am încercat să fac o chestie. Dar, de fapt, nici nu vă mai demonstrez. Pur și simplu, dacă puneți un gușter din asta și folosiți shears aici, o să-i taie capul și o să rămână cu fața aia lui de stupid. <laughs> Dar este incredibilă, pentru că înainte, după cum bine știți, în, acum în Minecraft 1.15, poți să faci chestia asta cu dispensările cu oile. Și practic poți să faci, să automatizezi niște ferme foarte, foarte șmecher. Pereții ăștia, după cum bine știți, acum se conectează într-un mod mult mai diferit și mult mai plăcut. Da? Nu se mai vede chestiuța asta în continuu, gen, era foarte deranjant înainte, ei bine și au mai făcut câteva schimbări, acum dacă pui asta oh my god, arată fix ca un perete și uite, gândește-te puțin dacă pui și asta arată așa de 3D arată așa de 3D chestia asta, iubesc ce se întâmplă uite puțin uite puțin, practic ne-au oferit slaburi uh, de astea, verticale Incredibil. Incredibil. Și la fel se conectează și cu glasul. Ah, superb. Superb. Și cu ăsta se conectează relativ ok. Cu fensul nu se conectează, dar nici nu cred că trebuie să se conecteze și... Ah, cred că poți să pui mai multe chestii aici și se conectează, dar astea în principal arată cel mai bine. Practic putem să facem geamuri. Incredibil. Cel mai șmecher snapshot. Dacă mi-ați urmărit uh, snapshot-urile anterioare, știți că ourile au primit o iubire maximă, da? adică în sfârșit poți să le folosești și pentru altceva în afară de farmat. Ei bine, acum ele sunt blocurile, uh, ele sunt uneltele potrivite pentru a sparge uh, frunzele. Și da, după cum vedeți, nu primim frunzele, pentru că nu avem Silk Touch, dar dacă punem Silk Touch pe un hoe, bineînțeles că putem să primim frunzele și, din câte am înțeles eu, dacă pui Fortune pe frunze, există o șansă mult mai mare să primești um, mere și bețe și pe lângă bețe poți să mai primești și sapling -uri. Deci poți să-ți faci un hou destul de șmecher, că acum poți să spargi destul de multe cu houl și s-ar putea să fie o unealtă pe care să o ai în inventar de acum încolo. În composter acum poți să pui vegetația din nether, orice lui vegetație din nether, adică absolut orice. Este incredibil că poți să faci chestia asta. Bine, nu e o schimbare așa de interesantă, dar totuși am zis să vă prezint și chestia asta. Vă mai amintiți de gușterul ăsta? foarte drăguți, foarte ciudățel cum se mișcă el și toate alea, dar s-au făcut o schimbare destul de șmecheră la striderul ăsta. Ei bine, când stau pe sol și nu stau pe lavă, gheață. <laughs> le este frig, practic. Uitați-vă la ei, tremură săracii și s-au făcut așa mov. Și încearcă din tot sufletul lor să ajungă pe lavă, unde le este bine și călduț acolo foarte șmecheră chestia asta, bă, du-te, bă, Minecraft, Minecraft, deci, deci mă, mă, mă impresionează pe zi ce trece, e incredibil, uite, ăla un înghețat, bă, du-te, bă, înapoi, ok, are you crazy, A, ah, schimbă textura, ar trebui să-și schimbe textura puțin mai smooth, zic eu, totuși o schimbă imediat, da, ce mai contează, e, e șmecher. chiar e super șmecher. Hoglinii, se sperie de Nether Portal, dar de fapt hoglinii mari nu, mă scuzați, hoglinii ăia mici se sperie de Nether Portal. Ba nu, și ăștia mari. Nu că încă noi văd că unii nu se sperie, unii se sperie. Uite, asta s-o speria, de exemplu, se vede clar că au fugit. Tu fugi sau nu fugi? Asta duce Nether. Ok, ok, unii sunt mai ciudați. Și se sperie și de Respawn Anchor. Deci dacă îi pui pe lângă ei, în afară de ciupercuțele ale albastre, se sperie și de astea. Oameni buni, incredibil. Snapshotul 20 20W15A a avut o grămadă de schimbări. Și acum este momentul să vă prezint ce s-a întâmplat și în 20W14A. Pe lângă că a fost prank ăla, când au făcut toate dimensiunile și toate nebunile astea, ei bine, ei s-au gândit să adauge în ziua respectivă încă un snapshot și pe mine m-a surprins și nu mi-am dat seama Că o să facă chestia asta și de asta n-am mai postat. Așa că astăzi o să vă prezint încă puțin de ce s-a întâmplat în snapchat 20 20W14A. În primul rând, după cum ați văzut, s-a adăugat acest mob nou. Adică nu este chiar nou, este o textură diferită și o mentalitate diferită. Ei bine, acesta este Zoglinul și oameni buni atacă orice. Zoglinul ăsta atacă absolut orice, mai puțin creeperi de ce nu atacă creeper? Ei bine, pentru că există șansa să explodeze creeperii și să distrugă harta și nu vrei niciodată să, să fie harta ta distrusă. Și poate vă întrebați, bă, dar cum apar acești zoglini? Ei bine, dacă mergem în overworld și punem un, un Hoglin, așa, Hoglin, dacă punem un Hoglin în Overworld, el se transformă în Zoglin. Și după începe să omoare orice mob. Și este considerat un mob hostile, sau nu, 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 nu un mob undead. Adică, noi putem să folosim engeantul de smite pe el și să-l Da, Deci, mobii undead sunt zombii, scheleții și mai sunt toate astea. Mă rog, acum hai să vă arăt totuși cum arată procesul în overworld. Ok, și acești zoglini, din câte știu eu, nu se pot înmulți, gen dacă vrei să... Adică nu se sperie nici de ciupercuța asta albastră și nu se pot înmulți nici cu ciupercuța asta roșie, cum se întâmplă la hoglinii obișnuiți. Și acum dacă pun un hoglin aici, o să vedeți că el începe să tremure și eventual o să se transforme. Ia uitați și Zoglini atacă Hoglini. Da, e de-a dreptul, sunt brutali ăștia. Sunt absolut brutali. Hai să-l vedem pe asta, ar trebui să se transforme în câteva secunde. Și deja s au enervat și au început. Nu știu ce efect este ăsta, că vă care niște particule interesante. Mă rog. Sunt foarte interesant mobii Și acum, striderii merg mult, mult mai rapid pe lavă. Înainte mergeau puțin mai încet, acum merge echivalentul unei viteze de barcă pe apă. Deci, uh, nice. Very nice. Și, bineînțeles, acum, acest uh, Warped Fungus on a Stick are durabilitate dacă ești pe survival. Începe să se ducă încetul cu încetul. Și... Am uitat să menționez ultima dată că dacă dați click dreapta, practic hrăniți striderul și o să meargă puțin mai rapid. Și practic îi dai un boost, dar probabil se duce mai tare din durabilitate. Da, și cam atât au fost pentru cele două snapshot-uri oameni buni. Sper că... Mamă ce viteză are, ești nebun? Sper că v-a plăcut oameni buni, sper că sunteți la fel de entuziasmați cum sunt și eu. Dacă v-a plăcut cum am prezentat și toate chestiile astea noi, aș aprecia din suflet să lăsați un like acolo, să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum, pentru că de fiecare dată postez snapshoturi și poate sunteți la curent cu noile noutăți din Minecraft 1.16. Bun, să-mi ziceți ce vă place cel mai tare din noul snapshot. Bun, gata, eu v-am lăsat, să aveți o zi faină, în continuare, la revedere!